După ce a fost demis din funcția de viceprimar la Titu, Vlad și-a găsit repede locul, însă nu în localitatea de origine, ci la municipiu. Din data de 11 mai acesta va fi consilierul personal al primarului interimar Cristian Stan. Propunerea a venit chiar din partea viceprimarului de la Târgoviște, care din luna martie a primit prerogativele de primar și încearcă să-și creeze propria sa echipă în primărie. După ce a primit propunerea, o preanunțat vestea pe un site de socializare. Da, e adevărat, am acceptat astăzi să fac parte din echipa colegului și prietenului meu, Cristian Stan, la primăria Municipiului Târgoviște. E onorant că am fost văzut drept o persoană care poate să pună umărul la construcția administrativă extrem de provocatoare a capitalei de județ. Tocmai de aceea mi-asum acest pas, conștient de responsabilitatea care îl urmează. Voi oferi toată experiența pe care am acumulat-o la TITU, cu aceeași forță și același entuziasm pe care mi-l recunoașteți. A fost o variantă profesională pe care am acceptat-o după ce am fost înlăturat din funcția de viceprimar al orașului TITU. Chiar dacă de acum își va desfășura activitatea administrativă la Târgoviște, Oprea nu renunță nici la orașul său de suflet. Rămân însă consilier local PSD la Titu și voi susține, fără nicio îndoială, proiectele de dezvoltare de acolo. Motivele înlocuirii lui Vlad Oprea cu Voicu Neagu în funcția de viceprimar la Titu nu sunt clare nici acum, însă aceste mișcări de trupe evidențiază o strategie a socialdemocraților pe care doar ei o înțeleg.